care sunt două jos acolo. O împărți. Cadourile. M-ați copleșit. Așa. Eu vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare. Nu începeți, doamna... Nu? Să nu începeți. Nu începeți fără mine. Astră și pentru domnul Andrei. Mulțumim. Mulțumim. Și distracție până de astăzi la... Doamne. Mulțumim mult. Vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare și încă o dată vă spun bine ați venit. Sunt destul de emoționată, dar vreau să, ca să ne destindem cu toții, o să vă povestesc cum am ajuns să facem împreună, eu împreună cu soțul meu, Andrei Goci, istoria sentimentelor. Ca să îndulcim puțin povestea, o să începem, pentru că mă leagă foarte mult de toate comunitățile. Domnul Agop, îi mulțumesc din suflet că m-a introdus pe această cale în lumea tuturor comunităților din Bacău. Noi venim de la București și povestea noastră a început la București, dar se va continua la Bacău, pentru că vă iubim. Deja noi simțim că facem parte din această, din toate comunitățile, că ne-ați adoptat. Exact. Mă scuzați. Și ne-ați primit cu căldură. Și ne-ați primit cu căldură. Este orbit. Și ca să îndulcim povestea, eu nu am crezut că o să cunosc un actor și un regizor, deși am cochetat foarte mult pe partea asta artistică. Am făcut și eu anumite cursuri de actorie și la un moment dat, acum 14 ani, când am filmat cu fiul meu, care avea primul meu fiu, că avem 3 copii, cine nu știe, așa, mulțumim. Acum 14 ani, fiul meu avea cel mare 1 an și 8 luni, aproximativ, și a filmat pentru prima oară la un fel de lecții de viață. Deci nimica nu e întâmplător, asta este un fel de motto al istoria sentimentelor. Ideea este că atunci, cea care a fost gazda unde s-a filmat, a fost o țigancă. Și de ce spun o țigancă? Pentru că avem aici și minoritatea țiganilor și vreau să vă spun că... Da. Da, de neati. Care mi-a intrat la suflet din prima clipă și ei și a zis hai să-ți ghicesc în cafea. Eu, cât a filmat fiul meu, bineînțeles. Și eu la început am fost reticentă și zic, bine, dacă insiști și așa, bineînțeles că o să, că vreau să-mi ghicești în cafea. Ce se întâmplă? Poate întâmplă. Deși nu, te atenționez că nu prea cred. Și mi-a ghicit în cafea că o să cunosc pe cineva cu litera A. Culmea este că sunt doi de A și Andrei și Alexandru îl cheamă. Ce este pregnant? Nu de acolo, nu? După aceea. Trei de-a. Acum a trei de-a. Bravo. S-a multiplicat. S-a multiplicat, da. Și am zis, nu cunosc pe nimeni cu litera asta. Chiar mă gândeam, oricum îmi plăcea, când eram mică mi-a plăcut numele Alexandru, după aia Andrei mai mult și așa că a fost și Andrei și Alexandru până la urmă, dar culmea este că aceeași țigancă mi-a spus, uite, vei face foarte multe drumuri, vei face foarte multe drumuri și până la urmă te vei stabiliza, dar se văd foarte multe drumuri, chiar și în străinătate și nu numai. Și atunci zic, bine, dacă spui tu, nu
am crezut-o. Dar acum 9 ani, de fapt aproximativ 10, da. În martie, dragă, pe 17 martie. Mai rar să țină minte un bărbat. Și anul și ziua. Am văzut la televizor, pe TVR2, un reportaj despre cei care au primit premii studențești la Galați pe faptul că erau regizori de film. Și mi-a atras atenția Andrei, soțul meu, așa, pentru că s-a și împotmolit, se vedea că are foarte multe emoții, dar avea o scripire în ochi care mie mi-a atras foarte mult atenția și zic, trebuie să-l cunosc. La televizor. Eram la televizor, eram în acest direct. Eu eram la televizor. Nu funcționează microfonul. Nu, eram un festival la Galați și am apucat să ajung primul din toți colegii mei de facultate și m-am întâlnit cu profesorul de montaj, Andrei, hai să stăm un pic pe ponton. Zic, bine, Florin, hai că mergem și stăm. Și vă dați seama, eu ajunsesem la ora 4 în Galați, 4 dimineața, eram rupt de oboseală și când a venit să-mi pună cineva microfonul în gură, zic, bă, hai să... Exact cum s-a întâmplat acum. Și s-a păstrat. Și am răspuns afirmativ, zic, hai să dau un interviu. Eram emoționat, eram obosit și la un moment dat am afirmat faptul că festivalul nu avea o anume durată pentru film. Pentru că am întâlnit tot felul de probleme. Că trebuie să aibă filmul o anume durată. Și nu o să spun, am întâlnit tot felul de impedimente, am spus, am întâlnit tot felul de intemperii. Deci asta vă dați seama din cauza emoțiilor. Și cum spunea soția mea, am văzut la televizor, cred că la jumătate de oră după ce a apărut reportajul, mă pomenesc că îmi dă ad pe Facebook. Zic, a, e bine. Când am văzut pe profilul ei divorțată, zic, a, Nu. Nu, mulțumesc, n-am de pe. N-am văzut că am și un copil. Era cine așa de pe tot. Da, și nu mi-a răspuns, dar eu nu m-am lăsat. Am așteptat un an de zile. Nu m-am lăsat, am așteptat un an de zile. A dat mare casting pe Facebook că își caută actriță pentru filmul lui de dizertație, respectiv pentru masterul la regie de film. Așa, și am răspuns afirmativ. Prima, bineînțeles, am răspuns. Zic, cred că sunt ce trebuie, deși să mai ruben siană și zic, dar sunt și roșcată. Exact. Da, și așa ne-am cunoscut. Prima dată nu ne mai despărțeam, 4 ore în continuu m-a ținut de mână, am simțit artificii în tot corpul. Da, și am... De atunci n-am fost nedespărțiți, pur și simplu... După film a urmat marea noastră minune Freia și mai avem și încă un copil. Deci, da. Așa zi de istorie, sentimentul că te-ai pierdut. Da, nu. Nu m-am pierdut. Ca să facem o paralelă, istoria, apropo de Alexandru, a fost... bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, pe care l-am iubit foarte mult, mai mult decât chiar pe tatăl meu, și a fost mare profesor de istorie la Liceul Sfântul Sava din București. Avea un fel de a povesti, avea un fel de a... care te ungea pe suflet. Și atunci... pentru că am fost foarte sentimentală. De la o sarcină la alta și mai sentimentală,
Așa a ajuns să se numească Istoria Sentimentelor, vlogul nostru principal, pentru că avem 6 vloguri, așa, deci putem să începem și o televiziune. Ceea ce chiar ne dorim din tot sufletul, care să susțină toate comunitățile și care să arate, de fapt, toată cultura tuturor celor implicați. Ce pot să vă mai spun este că acum 2 ani și 8 luni a luat ființă acest vlog, Istoria Sentimentelor, dar nu întâmplător, iarăși din nou, apropo de credință, bineînțeles că fiecare are hopuri în viață și chiar dacă părinții s-au băgat în relațiile noastre, noi ne-am iubit și ne iubim în continuare. Și atunci am avut un duhovnic la Sfântul Mina din București, la Biserica Sfântul Mina, preotul Andrei. Și acest preot, practic, ne-a făcut să fim și mai închegați, și mai uniți după anumite încercări. Și la un moment dat, când eram la Sfântul Maslu, vinerea după amiază, pur și simplu a venit un preot foarte frumos. Nu cu ochii albaștri. Domnul Andrei are ochii albaștri, da. Dar era un brunet foarte bine făcut. Așa. Și ne-am uitat eu cu Andrei unul la altul și am auzit, fără să vrem, când i-a spus duhovnicului nostru că i-a ars biserica și că are nevoie de ajutor. Bineînțeles că nu am putut să stăm cu mâinile în sân și așa a început Istoria Sentimentelor. Am fost să filmăm la Vispești cum a ars această, în județul Buzău, cum a ars această biserică unde propovăduia Bârsan Alexandru, preotul Bârsan Alexandru. L-am ajutat. Eu sunt așa și un pic, să vă spun așa, am anumite premoniții și i-am spus că în 2 ani o să-și facă biserica cu ajutorul Dumnezeu și eu, prin Istoria Sentimentelor, o să dau sfoară în țară. Și s-au strâns 4 miliarde de lei pentru biserică, s-a făcut biserica între timp în 2 ani. Noi am continuat cu Istoria Sentimentelor și pentru noi a fost practic o binecuvântare că s-a întâmplat așa. Și nu ne trebuie laude sau așa, pur și simplu așa am simțit să facem. Suntem primiți în sat la Vispești ca, cum să vă spun, ca și copiii satului. Și asta ne bucură cel mai tare, pentru că am reușit să le facem această bucurie și lor, de a avea o nouă biserică. După aceea am luat diverse interviuri, atât artiști cunoscuți, cât și mai puțin cunoscuți, și vrem să ajutăm oamenii care au anumite talente sau har în anumite privințe. Pentru că poate unii dintre ei nu au posibilități materiale și atunci noi ne dorim chestia asta. Ca să ajut și tinerele talente, pentru că m-am învârtit în lumea asta artistică, între timp am făcut și un curs de impresariat artistic, atestat de Ministerul Culturii, și vreau să în continuare să ajut cât pot, să ajutăm cât putem noi. Ce pot să vă mai spun este că
filmul Timp de Verde, regizat de soțul meu, a fost refăcut, bineînțeles, și cu mine, ca actriță. Așa, și de aceea o să vă invităm să-l urmăriți. Și sper să nu fiți prea pudici, pentru că ieșim preot aici. Adică... Părintele trebuie să știi tot. Vor fi și niște scene, așa, dar vor fi blurate. Da? Ca la film. Ca la film. Deci, vizionare plăcută și după aceea vom sta mai mult de vorbă cu domnul regizor Andrei.